Anchetă internă la spital după o situație reclamată de rudele unui bolnav. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Conducerea Spitalului Județean Suceava a demarat o anchetă internă după ce un pacient transferat de la spitalul din Vatra Dornei a fost ținut mai bine de 7 ore în unitatea de primiri urgențe. Timp de 7 ore, caravana Smurd fi pregătit a poposit în municipiul Suceava pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, iar un parlamentar sucevean își dorește ca în România să apară radarul balastierelor pe modelul radarului pădurilor. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Conducerea Spitalului Județean Suceava a demarat o anchetă internă după ce un pacient transferat de la spitalul din Vatra Dornei a fost ținut mai bine de 7 ore în unitatea de primiri urgențe. Potrivit protocolului de funcționare, bolnavul trebuia dus pe secție în maximum 3 ore. Cazul a ajuns în atenția managerului Alexandru Calancea în urma unei reclamații depuse de rudele bolnavului. Pacientul în vârstă de 66 de ani a fost operat de apendicită la Spitalul Județean Suceava pe 19 februarie. Ulterior a fost transferat la Spitalul din Vatra Dornei pentru a continua tratamentul. În urma unor complicații, la sfârșitul săptămânii trecute, bolnavul a fost trimis înapoi la Suceava. Înainte să ajungă pe secție, pacientul a stat 7 ore în unitatea de primiri urgențe spre nemulțumirea rudelor. Ce înseamnă? Cât a stat? Era foarte aglomerat. Au stat de la ora 15 până la ora 23:45. 7 ore? Mai bine de 7. Cam pe acolo, da. El, în tot acest timp i s-au acordat îngrijiri medicale? I s-au acordat îngrijiri medicale, însă a fost ținut prea mult timp pe UPU și nu era necesar. Rudele afirmă că în perioada petrecută în unitatea de primiri urgențe, pacientul a stat pe un pat și a primit îngrijiri medicale specifice afecțiunii. Starea pacientului, starea unchiului dumneavoastră permitea să aștepte atâtea ore pe hol? Din punct de vedere fizic, el este un om puternic, e tare și a stat întins pe pat, a fost acoperit și nu știu exact de ce nu l-au dus sus. Ei știu mai bine. Ce v-au spus după aia? Cadrele medicale, probabil ați discutat și cu domnul director. Momentan, acum este în desfășurare o anchetă. Mulțumim domnului director pentru implicare. Supărat că pacientul a petrecut 7 ore în unitatea de primiri urgențe, rudele acestuia au sesizat conducerea spitalului. În consecință, managerul Alexandru Calancea a cerut să se facă o anchetă internă. Da, este vorba de un pacient care a operat la noi la spital, care ulterior a fost trimis la spital la Vatra Dornei. Acolo starea pacientului s-a agravat și a fost retrimis cu aviz chirurgical de la noi din spital. A ajuns la ora 3 și a stat cam 7 ore în urgență, cu toate că avea aviz de pe secție. Acum este o anchetă în desfășurare, să vedem exact care a fost situația și de ce a stat pacientul atât de mult în urgență, de ce s-au mai cerut alte investigații, dacă investigațiile respective nu puteau fi făcute la spital la Vatra Dornei înainte de ca pacientul să fie trimis aici. Urmează să stabilească comisia dacă este cineva vinovat, se va merge până la comisia de disciplină. Da, care conform protocolului, cam cât ar fi trebuit să stea pacientul? Maxim 3 ore un pacient grav, maxim 3 ore. Maxim 3 ore. Da. Iar aceste investigații nu puteau fi făcute și pe secție dacă era internat? Ba da, se puteau face și pe secție. La prima vedere, e inacceptabil ca un pacient să stea atât de mult timp în unitatea de primire urgențe, de aceea am constituit o comisie, președintele de comisie este directorul medical, vor analiza această situație, s-ar putea ca lucrurile să fie cu o justificare și atunci vom vedea ce spune această anchetă. Dar în acest timp de 7 ore petrecut în unitatea primiri urgențe, clar că acest pacient nu a avut de suferit fiind sub supravegherea medicilor din unitatea primiri urgențe, chiar și medicul chirurg a coborât, a oferit consultații. Eu doar nu am înțeles de ce a fost atât de mult temporizat. Dar nu a avut de suferit nici pacientul în cauză, dar nici ceilalți pacienți din unitatea primiri urgențe. Lucrurile s-au desfășurat într-o normalitate, să spunem, doar trebuie să aflăm de ce
a fost nevoie de temporizarea acestui pacient în unitatea primei urgențe și nu a fost admis imediat, așa cum ar fi trebuit, pe secția de chirurgie. Această situație se numără printre cauzele pentru care unitatea de primire a urgențelor este veșnic aglomerată și timpii de așteptare pentru pacienți sunt tot mai mari? Nu, sub nicio formă. Problemele majore pentru care unitatea primire urgențe are un timp mai mare de așteptare pentru pacienți, una din cauze este aglomerația din ce în ce mai mare de la o lună la alta a acestei unități primire urgențe și, doi, numărul insuficient sau foarte mic de medici upiști care își desfășoară activitatea în această unitate primire urgențe. Timp de 7 ore, caravana SMURD, fi pregătită, a poposit în municipiul Suceava pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor. Sucevenii care au vizitat centrul mobil de pe esplanada Casei de Cultură au avut ocazia de a afla cum pot acorda primul ajutor în situații de urgență și cum ar trebui să se comporte în astfel de situații. Sâmbătă 4 martie, în intervalul orar 9-16, caravana SMURD fi pregătit s-a aflat pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava. Cu acest prilej au fost prezentate diferite acțiuni teoretice și practice de instruire în ceea ce privește acordarea de prim ajutor în situații de urgență, însoțite de clipuri preventive specifice tipurilor de risc. Dacă nu e conștient, vreau să vedem dacă mai respiră sau nu. Dacă vrea să vedem dacă respiră, trebuie să dăm capul într-o poziție, în așa fel încât să se elibereze căile lui aerine. Și de ce trebuie să facem lucrul ăsta? Și vă pot explica. Pentru că în poziția asta, în care îl găsim, pe spate, ce se întâmplă? Fiind inconștient, partea asta albă este inima. Inima se relaxează, mușchii inimii și inima cade pe spate, astupă care aerina. De departe, cei mai încântați au fost copiii care au vizitat centrul mobil, dar și tinerii interesați de o carieră în domeniu. Din ceea ce ai văzut până acum, ce anume ți-a atras atenția? Filmulețele și prezentările. Ai aflat ceva nou? Ai văzut poate niște reacții diferite față de cele la care te gândeai înainte de a intra aici? Da. Cum ar fi? În videoclipul anterior, în cel în care a fost o simulare de alarme, am învățat cum trebuie să mă comport în cazul în care va fi o simulare ca aceasta în școala mea. Am intrat pentru că eram interesată de cum procedăm atunci când, nu știu, de exemplu la cutremur, ce se poate face când se anunță un cutremur. Că urmez școala post-liceală sanitară, încerc să învăț mai multe chestii, sunt în primul an și vreau să văd cât să-mi aprofundez cunoștințele, poate. Și, nu știu, mă atrage foarte mult această meserie, în primul rând, și cunoștințele pe care le dobândesc. În momentul în care știi că viața unui om stă în mâinile tale, este, cred că, cel mai profund sentiment, pentru că încerc să schimb ceva în lume, în sistemul medical, chiar dacă sunt un singur om, dar poate cu ajutorul meu se vor schimba mult mai multe chestii. Caravana SMURD fi pregătit a încheiat seria evenimentelor programată în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Terminăm o săptămână foarte plină în cadrul Săptămânii Protecției Civile. Avem caravana SMURD aici pe esplanada Casei de Cultură, însă pot să spun că evenimentele dedicate acestei săptămâni au început încă de sâmbătă trecută. Am avut activități de informare preventivă și acțiuni de acordare a primului ajutor, exerciții și lecții de instruire, atât în școli, la instituții publice, dar chiar și în biserici, atunci când a fost cazul după slujbe, unii preoți ne-au ajutat și am prezentat și acolo câteva măsuri preventive. Am continuat cu o săptămână întreagă de porți deschise, practic am avut peste 10.000 de invitați, majoritatea lor copii, și ne-am bucurat că ne-au trecut pragul în toate cele 9 subunități din județ. Deputatul USR Radu Ciornei declară război mafiei balastului, despre care afirmă că și-ar face simțită prezența și la Suceava. Parlamentarul susține că cei mai mulți dintre administratorii de balastiere obțin avizele de la mediu sub pretextul că își fac ferme piscicole. Între cele mai vizibile efecte negative ale extragerii ilegale de nisip și pietriș din albia râurilor se numără eroziunea malurilor și distrugerea ariilor naturale protejate. O soluție
soluție pentru prevenirea și combaterea exploatărilor ilegale de balast ar fi implementarea proiectului Radarul Balastierelor pe modelul Radarul Pădurilor. Deputatul USR Radu Ciornei susține că mafia balastului își face simțită prezența și la Suceava. Informația este confirmată și de Mihaela Ivlev de la Asociația Mie în Pasă. Înainte să devină voluntar al organizației neguvernamentale, Mihaela Ivlev a investigat motivul pentru care a scăzut pânza freatică în localitatea Forăști și a ajuns la concluzia că problema ar fi putut fi cauzată de balastierele de pe râul Moldova. Nu mai punem la socoteală faptul că râul Moldova, de la Miroslovești, mai exact de la Mitești și până la Păltinoasa, este arie naturală protejată, SIT Natura 2000. Sunt protejate habitatele naturale ale 10 specii. Cea mai valoroasă specie protejată este mreana vânătă, specifică locului, și dacă dumneavoastră, ca jurnaliști sau mediu politic sau oricare altă persoană ar dori să viziteze râul Moldova, vă asigur că veți plânge. Veți plânge de ceea ce veți vedea. Radu Ciornei susține că cele mai multe dintre firmele care extrag balast din albia râurilor au obținut autorizațiile de mediu sub pretextul că fac ferme piscicole. Una dintre ele este că avizele de mediu care se dau pentru multe din aceste balastiere se dau pentru ferme piscicole. 70-80% dintre aceste societăți pretind că fac o fermă piscicolă, sapă aceste gropi de unde exploatează în mod nerațional balastul, nu sunt controlați niciodată pentru adâncimea exploatării, deci este foarte clar, deci totuși avem de a face cu niște cantități măsurabile, avem de a face cu niște arii în care la început nu a fost exploatate deloc. Acest înainte și după este foarte, foarte măsurabil. Dincolo de faptul că nu se măsoară adâncimea exploatării, cu toate că există mijloace, apele române sunt o instituție, pe lângă faptul că apele române sunt o instituție care a fost în mod istoric generatoare de sinecuri și de scandaluri perene vis-a-vis de calitatea extrem de proastă și nu am nicio reținere să spun acest cuvânt, a unora dintre cei care ajung acolo pentru a deveni funcționari publici și a fi parașutați în alte poziții, ajung fără concurs și când sunt chemați ca inspectori în teren, dau dovadă de o inconștiență crasă și de o necunoaștere a legilor și a îndatoririlor lor. Aceste lucruri trebuie să înceteze. O soluție pentru prevenirea și combaterea exploatărilor ilegale de balast ar fi implementarea proiectului Radarul Balastierelor. Proiectul a fost mediatizat în 2020, dar nu este funcțional. O casă din localitatea suceveană Măline a fost cuprinsă de flăcări, iar incendiul s-a extins cu repeziciune la o anexă a gospodăriei. Proprietara a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. O casă din localitatea suceveană Măline a fost cuprinsă de flăcări în după-amiaza zilei de duminică, 5 martie. Flăcările au izbucnit la acoperișul casei de locuit, fiind semnalat pericolul de propagare către restul construcției și anexa gospodăriei. La fața locului au intervenit pompieri militari ai detașamentului Fălticeni împreună cu lucrători ai serviciului de voluntariat pentru situații de urgență din zonă, cu 6 autospeciale de stingere și o ambulanță de tip Smurt B2. Incendiul s-a manifestat la acoperișul casei de locuit și la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Proprietara locuinței a suferit un atac de panică și a fost monitorizată la fața locului de către echipajul medical. Aceasta a refuzat transportul la spital. Salvatorii au reușit să lichideze incendiul și au lucrat câteva ore la îndepărtarea efectelor negative produse de acesta. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Pompierii atrag atenția proprietarilor să apeleze la persoane specializate pentru verificarea, curățarea și repararea coșurilor de fum.
Transportul public local câștigă tot mai mult teren în municipiul Suceava odată cu introducerea autobuzelor electrice. Statisticile primelor două luni din 2023 arată clar un aflux crescut al călătorilor. Aturile ar fi o foarte bună acoperire teritorială, autobuzele electrice noi și îngrijite, plus existența camerelor de supraveghere, care dau un sentiment de siguranță în mijloacele de transport. Începând cu luna ianuarie, se observă un aflux mai mare a numărului de călători către transportul public local. Sunt, să spunem așa, două fenomene. Pe de o parte, oamenii trec pe abonamente, de pe bilet pe abonamente. Avem vânzări mult mai mari de abonamente, spre exemplu, persoanele care nu beneficiază nicio reducere, ci majoritari. Undeva la 52-53% o creștere, ceea ce este foarte imens. Mult. Noi mereu comparăm cu luna precedentă a anului trecut. Uh-huh. La fel, în pensionare. În ianuarie am avut o 54%. Nu avem datele complete pentru februarie, dar este undeva la 62% creșterea numărului de pensionari care, pentru că ei beneficiază de abonamente speciale. Un pensionar, spre exemplu, plătește 37,5 lei abonamentul pe o lună pe toate liniile. La elevi a devenit oarecum la modă să călătorești cu autobuzul, ceea ce ne bucură foarte mult. Creșterea numărului de călători vine din cel puțin trei motive. Unul dintre ele, o bună acoperire teritorială. Noi avem o foarte bună acoperire teritorială. Practic, aproape toate zonele orașului sunt acoperite. Noi avem, spre exemplu, în față 9 linii de autobuze mici, tot electrice și acestea. Foarte rar mai folosim diesel pe traseu, suntem aproape integral electric. Transportul nostru ceva este aproape integral electric și asta ne permite să oferim șansa de un acces la transport și acestor oameni. Spre exemplu, nu știu, o zonă ca Alea Dumbrăvii. A fost o zonă care a fost câmp, acum este un oraș distinct, dar în acest oraș nu au oameni, nu știu, o grădiniță acolo. Dezvoltarea asta urbană haotică care s-a întâmplat în toate orașele, nu doar în România, ci același lucru găseam și la Torino, am fost recent cu un proiect. Aceleași probleme sunt peste tot. Fac ca să existe un aflux mai mare de călători. Autobuzele electrice noi și bine întreținute sunt, de asemenea, atractive pentru călători. Transportul în Suceava este unul care se desfășoară cu autobuze noi. Aproape toate autobuzele noastre sunt autobuze noi. Le spălăm în fiecare noapte, cu excepția situațiilor când, nu știu, sunt minus 18 grade în timpul nopții și nu putem să le spălăm. Până pe la minus 6-7 grade, noi avem o spălătură automată, ne costă sub 3 lei să spălăm un autobuz pe exterior, spre exemplu. Avem și o echipă care le spală în interior și atunci, din perspectiva asta, nu putem spune că nu sunt curate. E adevărat că un autobuz care este la 4:20 pe traseu, într-o zi mohorâtă, la ora 9 nu va arăta perfect curat. Un autobuz face mulți kilometri în fiecare zi. Oamenii poate nu-și dau seama, făcând comparația cu mașina personală și în anumite situații, acel autobuz nu va arăta perfect la ora 9:10 sau la amiază. Uneori, chiar și în timpul amiezii, le mai spălăm o dată. Camerele de supraveghere din mijloacele de transport în comun, care dau un sentiment de siguranță, sunt și acestea un atu. Am avut părinți care au spus, mi-a povestit copilul că, nu știu, a fost abordat de cineva în autobuz. Și de fiecare dată în astfel de situație îi invităm să vină să vadă ce s-a întâmplat exact. Un autobuz mare are 8 camere de luat vederi, atât audio cât și video, o rezoluție chiar foarte bună și poate să vină să vadă exact dacă a fost implicat copilul într-o altercație. Camerele de supraveghere sunt utile și pentru gestionarea situațiilor în care șoferii de autobuz sunt reclamați pentru comportament necorespunzător. Avem o comisie de disciplină, orice reclamație pe care o primim este cercetată, se iau camerele din acea cutie neagră a autobuzului, se iau imaginele, se analizează și se iau măsuri. Am avut până în momentul de față, în ultimele 5 luni practic, 3 angajați care aflați în diverse faze de cercetare disciplinară, după ce au luat eventual una sau două sancțiuni și au dat demisia. Noi nu putem să luăm măsuri drastice de la prima abatere, pentru că riscăm după aia în instanță să fie contestată decizia și atunci cumva sancțiunile se iau gradual. Uh-huh. Dar în timpul acestor proceduri, de multe ori șoferii respectivi sau angajații respectivi, nu e vorba doar de șoferi, își dau demisia.
Orice incident petrecut în autobuze sau stații poate fi sesizat la telefonul călătorului, adică la numărul de telefon 0742 264 158. Fotograful Răzvan Voiculescu și-a lansat la USV albumul Bucătăria Hoinară se gătește de plecare. Este partea finală a trilogiei de albume foto dedicată călătorilor care au curiozitatea de a descoperi prin bucate aburinde, povești la gura sobei și personaje suspendate în timp o altă dimensiune a României. Albumul vine la 12 ani de la debutul proiectului Bucătăria Hoinară. În cadrul evenimentului moderat de profesor universitar dr. Elena Brândușa Steiciuc, sucevenii l-au putut întâlni pe fotograful Răzvan Voiculescu și pe o parte dintre personajele din album. Bucătăria Hoinară se gătește de plecare este un album foto care împletește gastronomia cu călătoria, fotograful și echipa lui mergând prin diverse colțuri ale țării pentru a descoperi bucătării străvechi în care bătrânii gătesc ca odinioară. Imaginile din album imortalizează această lume plină de gusturi și arome în povești de care să se bucure și generațiile care vin. Primele două volume ale trilogiei sunt Bucătăria Hoinară și Bucătăria Hoinară se întoarce. Parcurgând în ultimele zile acest volum pe care l-ați văzut expus pe mesele de la intrare, mi-am pus niște întrebări pe care vi le veți pune și dumneavoastră. Ce se întâmplă cu civilizația noastră rurală? Cât timp se va menține un tipar, un modus vivendi pe care îl știm, cu care sunt obișnuiți poate cei din generațiile mature acum, dar din care nu știm cât vor moșteni copiii, nepoții noștri. Cu atât mai mare este respectul pentru misiunea pe care a asumat-o autorul albumului, fotograful Răzvan Voiculescu, pentru că, după mine, opera lui are un statut testimonial, este o lucrare de transmitere, de legătură între generații. Toate bucătările astea au fost cu căutări asidue ca să redăm atmosfera unui început de secol, să numesc așa generic, pentru că tipul ăsta de bucătării sunt cam greu de găsit și dacă nu erau gen cum era Gașca din Bilca, aia mâna sus Gașca din Bilca, unde sunteți? Așa. Și oameni sufletiși ca ei, noi, Adriana și mie, nu am fi găsit prin România astfel de bucătării. Deci cu oameni sufletiși ca ei și cu alții din alte regiuni am reușit să completăm aceste albume. Deci, practic, pentru mine și pentru Adriana este lansarea celor două albume. Și am vrut să arăt că, nu că n-ați ști, dar am vrut să punctez și eu încă o dată faptul că avem zone absolut fabuloase, care de multe ori le ignorăm pentru că sunt prea apropiate de noi. Și ni se pare că dacă mergem în Bahamas sau mergem în știu pe unde, e neapărat mai frumos. Și o spun că nu. Și la ei ne mai pomenit, cu siguranță. Și în Peru, sunt sute și mii de exemple care pot fi date. Indiscutabil. Dar culmea este că și noi avem niște locuri absolut magnifice pe care câteodată le ignorăm pentru că ni se pare că ne sunt prea la îndemână. Prin acțiunea asta ies în evidență bunicuțele de pe la sat, cele care n-au fost niciodată fotografiate și filmate când au făcut o viață mâncare familiilor lor. Ne dorim să nu se piardă, să nu se ducă bucătăriile astea. Răzvan a scris acolo că se gătește de plecare, noi am vrea să o mai ținem, să mai construim câte o lejancă, să mai învățăm să facem o mămăligă, să facem niște scoverze pe plită și lucrurile astea cred că ne vor aduce tihnă, ne vor aduce liniște, ne vor rupe un pic din era tehnologiei și ne vor da pace și liniște. La USV a avut loc și proiecția scurtmetrajului Bucătăria Hoinară se gătește de plecare, semnat de Adriana Lucaciu și Răzvan Voiculescu, iar seara s-a încheiat cu un scurt recital susținut de Lorena Oltean. Evenimentul s-a armonizat cu direcțiile de cercetare ale Universității Ștefan cel Mare din Suceava în domeniul patrimoniului cultural și vine în completarea acțiunilor realizate în ultimii ani în acest domeniu, proiectele Port Cultural și Hack Cross.
Prima duminică din postul mare, Duminica Ortodoxiei, a fost serbată în mod deosebit la Mănăstirea Voroneț. La mormântul Stavroforei, Irina Pântescu, întâia stareță a ctitoriei ștefaniene de la Voroneț, s-a oficiat parastasul la un an de când măicuța s-a mutat la ceruri. A fost nelipsită procesiunea din Duminica Ortodoxiei, în jurul bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, condusă de către episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, preasfințitul Damaschin Dorneanul. Cu binecuvântarea înalpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi. La mormântul Stavroforei, Irina Pântescu, întâia stareță a ctitoriei Sfântului Voievod Ștefan cel Mare de la Voroneț, s-a oficiat parastasul la un an de când măicuța s-a mutat la ceruri. Această primă duminică din postul mare, în care, cu binecuvântarea înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, am organizat și pomenirea de la un an de la trecerea măicuții noastre starețe Stavroforea Irina, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, la cele veșnice. Pe 7 marți se împlinește anul, dar potrivit tradiției creștine, mai bine un pic mai devreme, ca să putem să facem și pomana pentru cei care au fost atașați, au cunoscut-o. A urmat procesiunea din Duminica Ortodoxiei, în jurul bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, condusă de către episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Credincioșii prezenți au primit în dar pentru acest moment câte o icoană. În fața scenei judecății de apoi a lăcașului de închinăciune, preasfințitul Damaschin Dorneanul a citit rugăciunea din rânduiala procesiunii, iar apoi a adresat câteva gânduri celor prezenți. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin! Să primească Dumnezeu rugăciunea de astăzi, să primească Dumnezeu această procesiune pe care am făcut-o purtând în mâini Sfintele icoane, care purtare în mâinea Sfintelor icoane, azi, în Duminica Ortodoxiei, să ne aducă aminte că noi trebuie să devenim adevărate icoane în care să se reflecteze Dumnezeu. Binecuvântată să vă fie ziua de astăzi, Duminica de astăzi, este Duminica noastră a creștinilor ortodoxi, să-i mulțumim Domnului că ne-am născut, că am fost botezați în această credință, să o prețuim, să o iubim și să ne arătăm vrednici de această chemare la care am fost chemați. Aici, la Voroneț, biserica este plină de icoane, de reprezentările sfinților și în interior, dar și pe pereții exterior, și noi în jur am oferit fiecărui credincios o icoană pentru a da mărturie de credință și aici, la Voroneț. Rămâne unică această zi pentru că probabil această conjunctură nu va mai fi. Icoane și ștergare, aceasta aveau toți cei care au fost astăzi la Voroneț, icoane pentru mărturisire și ștergare de sufletul măicuții noastre starețe Stavrofora Irina Pântescu. Stavrofora Irina Pântescu s-a născut la 28 septembrie 1932 în satul Gorun din comuna Tomești, județul Iași. În anul 1980 a fost unsă în monahism și a primit numele Irina. În anul 1991 a fost redeschisă Mănăstirea Voroneț, iar prima stareță a acestui așezământ monastic a fost monahia Irina Pântescu. S-a mutat la Domnul pe 7 martie 2022, după o vreme de suferință. Pentru toată activitatea misionară, Maica Irina Pântescu a primit post-mortem Ordinul Crucea Patriarhală din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Trei coruri din Suceava vor reprezenta județul la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Corurilor, care va avea loc la Bacău pe 26 martie. Evenimentul în urma căruia au fost selectați reprezentanții Sucevei a fost organizat de compartimentul art al Inspectoratului Școlar Județean.
9 dintre cele mai bune coruri școlare din județ au participat la sfârșitul săptămânii trecute la Olimpiada Națională a Corurilor, faza județeană, care a avut loc la Centrul Multifuncțional Arta. O noutate în acest concurs anul acesta, avem și o secțiune grupuri vocale. Împreună cu colegii mei din juriu am hotărât ca această, în cadrul ședinței tehnice, ca această categorie să fie dedicată grupurilor vocale care desfășoară tot felul de activități frumoase în județul Suceava pentru a răsplăti munca cadrelor didactice, chiar dacă nu ajung la performanța de a îndruma un cor, dar aceste grupuri vocale merită să urce astăzi pe scenă. În urma preselecției, făcută de juriul de specialitate, cele trei finaliste sunt corala Vivat Musica, de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava, coordonată de profesorul Iulia Buraciuc, corala de fete Ciprian Porumbescu de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava și corala Mitropolit Dosoftei, ambele coordonate de părintele Lucian Ionuț Tablan Popescu. Aceste coruri vor reprezenta județul Suceava la Olimpiada Națională a Corurilor, care va avea loc pe 26 martie la Bacău. Ulterior, etapa finală va avea loc la Tulcea în aprilie. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, compartimentul Arte, în colaborare cu Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava și Asociația Dascăl și Artist. Tânărul handbalist sucevean Daniel Stanciuc este prezent pentru a doua oară la echipa națională de seniori a României. Jucătorul, care va împlini pe 7 martie vârsta de 19 ani, a fost convocat pentru dublă cu Insulele Feroe din preliminariile campionatului european. Handbalistul sucevean Daniel Stanciuc a fost convocat de către selecționerul echipei naționale a României, Xavi Pascual, pentru dubla cu Insulele Feroe din preliminariile campionatului european de anul viitor. Tricolorii vor întâlni miercuri 8 martie de la ora 21 la Torșavn, selecționata Insulelor Feroe în etapa a treia a preliminariilor. Returul va avea loc la București pe 11 martie, începând cu ora 17. Ambele partide vor fi transmise în direct de postul de televiziune Pro Arena. După o înfrângere cu Austria și o victorie cu Ucraina, naționala României se află în acest moment pe locul 2 în clasamentul grupei 4 a preliminariilor cu 2 puncte. Primul loc este ocupat de Austria cu 4 puncte, pe locul 3 se află Ucraina cu 2 puncte, iar pe ultima poziție se situează Insulele Feroe fără niciun punct. Primele două clasate în cele 8 grupe preliminare se califică la turneul final, alături de cele mai bune 4 formații de pe locul al treilea. Campionatul european de handbal masculin se va desfășura în Germania între 10 și 28 ianuarie 2024.
Daniel Stanciuc, care va împlini pe 7 martie vârsta de 19 ani, a fost pe rând capitanul echipelor naționale de cadeți, junior și tineret ale țării noastre. Coordonatorul formației CSU Suceava a debutat la reprezentativa de seniori a României la începutul acestui an, cu prilejul turneului de la Benidorm, acolo unde tricolorii au înfruntat Argentina, Bahrain și Spania. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătăina! Bine v-a regăsit! Război declarat mafiei balastului și posibilă soluție, radarul balastului pe modelul, radarul balastierelor, pe modelul radarului pădurilor. Da. Care își dovedește aportul la stârpirea mafiei lemnului. Da, văd că și ăla e fentat cu radarul ăsta. Cu GPS. Da, dar e oricum față mai mult de decât nimic, ce nu? Era în urmă cu 10-20 de ani când se fura ca în codru, mă repet, ama se fură ca în pădure, nu se mai fură ca în codru. Dar asta cu balastul e o chestie veche și știut, adică autoritățile știu. Dar în momentul în care mediul oferă aviz pentru fermă piscicolă, nu și verifică ce s-a întâmplat acolo? Să, ba da, eu îți spun acum asta oficială, suntem puțini. Deci avem deficit de personal, poți să întrebi. Dacă nu zici așa, vii și îmi spui că nu ți-a zis așa. Deci noi oferim așa pentru că încurajăm libera inițiativă, pentru că încurajăm mediul privat și am fac eu o paranteză ca să ne dea nouă salarii, am închis paranteza asta, nu o să spună, și încurajăm mediul privat și dacă un investitor, un antreprenor, că așa se cheamă, nu se mai cheamă un patron sau șef de firmă, antreprenor, toți sunt antreprenori, dacă un antreprenor vrea să-și facă o fermă piscicolă, noi nu ne putem opune. Noi urmăm pașii conform legislației și dăm autorizații. În ceea ce privește controlele, să vedem dacă într-adevăr s-a întâmplat așa, nu avem personal. Este deficit de personal. Când e în mediul privat, dar când e în mediul public, știi ce greu obțin primăriile avize de mediu pentru niște lucruri care n-au legătură cu albia râului, dar că e la 6 km de albia. Salariul nu-l plătește primăria, îl plătește mediul privat și noi ca instituție încurajăm mediul privat să dezvolte cât mai multe afaceri, da, ca să ne luăm noi salariul. Nu-mi spune asta cu salariul. Nu, dar asta zic eu acum, nu zic... Așa, și avem deficit de personal, nu putem să verificăm. Știm că e prăduială, cum se fură la balast, ca în codul, cum se fură înainte la pădure, acum se fură la balast. Ca în albie. Ca în albie de porci. Așa. Se fură în draci și unii fac averi, ei știu când vine controlul. Când vine controlul, ascund utilajele, nu-i șoferul, nu-i excavatoristul, nu-i nimeni și pleacă controlul, dar având personal puțin, ca să nu bată omul drumul degeaba, dă telefon. Vezi, mă, că venim în control. Să trăiesc, domnul antreprenor, venim și noi în control. Ăla știe că vine în control, totul e în regulă, pe urmă pleacă controlul, știind că e lipsă de personal, el știe că nu vine controlul foarte des, mai vine peste 6 luni. Se dă civilizat telefon înainte, domnul antreprenor, venim în control. Și așa merge treaba. Ce... Bun, și un astfel de radar al balastierelor, cum ar... Păi nu știu, păi cum a făcut la pădure? Că dar nu angajează oameni. Nu, dar atunci te sezează imediat. Cum e asta cu pădurea, nu? Că polițiștii văd că stau. Atunci vor sta polițiștii și vor păzi și deci cu tot balastul. Deci poliția, practic, da? Păi cine? Da, ce bun, dar în momentul făcut? De față, când poți să cântărești mașinile, nu? Că sunt instituțiile astea cu cântare. Da. Nu merge cântar. Nu merge cântar. S-a stricat cântar. Am două cântare. Unul s-a stricat și unul nu merge. Și unul nu știu unde e. Cătărina, tu crezi că merge treaba așa acum cu balastiere? Eu cred că pe ori frumoși e asta, nu pe șpăci. Da, iar motivul pentru care domnul deputat Ciornei dorește să ajute acest mediu să intre în legalitate... El mediul tare își dorește. E, țin de mediul natural, țin de eroziunea malurilor și distrugerea arilor naturale protejate. Nu că unii fac bani cu nemiluita, nu, dar nu, ilegal sau necuvenit. Nu. Păi nu, e pe partea ecologică, nu e pe partea financiară. Pe partea ecologică, nu pe partea economică. Pe partea economică. Ecologic, dar și economic, autobuzele electrice au adus mai mulți călători la Suceava. Dar e și normal, Cătărina. Una este să mergi cu
trocariciu cu autobuz din ăla care avea 1 milion de kilometri și iarna la unele uși nu se închideau, altele nu se deschideau și așa mai departe. Și una este să mergi cu un autobuz din ăsta care, într-adevăr, este foarte elegant. Încă n-are gumă lipită pe scaune. Da, nu știu, cred că are, că nu se poate. Că ăsta e obicei din moș strămoși. Deci din timpul lui Decebal, ei mâncau gumă, era făcută gumă din asta, din miere de albine. Cum îi zicea din, asta? Fagure. Din paie lipicioasă aia, da. Fagure. Ei mestecau. Dece, daci mestecau. Deci asta, guma de mestecat, e inventată de daci. N-aveau cafea vărsată pe scaune? Nu, cafea nu era cafea când atunci, era când nu era adusă. Dar noi aveam guma asta de mestecat din fagure de albine și limba noastră, cea... Iocomoară? Iocomoară și tot de atunci era limba și cu guma. Și nu, asta nu se renunță. La asta scrijelit, doar asta cu scrijelitul este tot din timpul dacilor. Lăsau semne pe copaci. Nu, dar este aia cu Decebal Perscorilu. E prima scrijeleală. De la prima Reșe. Scrijeleală teoretic în limba română ar fi fost pe o piatră, într-adevăr, scrijelit torna, torna, fratre. Da, nu știu. Întoarce-te. Asta mi-a rămas, cred că era anul 44 înaintea erii noastre. Cred. Așa și cu Decebal Perscorilu. Asta e prima scrijeleală care mi-a rămas mie în cap. Și nu renunț la asta, că la început e un pic de emoție, așa, când omul dă ochii cu ceva nou, știi, și când e ceva curat și nou, atunci pare un pic o reținere. După aia, știi cum apare pic, un pic de praf, o chestie accidentală, știi, o dungă, dar făcută accidental, până mai dă Ion cu Maria, cu Marius, cu Ruxandra, cu Dinasia, cu scrisul și asta cu guma de lipit, nu, n-are cum să nu se... Măcar oamenii au personalizat niște autobuze ecologice. Nu, dar chiar acum serios vorbim. Și care n-aduc profit, că niciodată transportul public nu va fi unul pe profit, dar aduc venituri mai multe prin faptul că sunt călători mai mulți și implicit subvenție mai mică. Da, și voi ce frumos, bă, dar ideea este că transportul arată cu totul altfel de când e cu autobuzele electrice comparativ cu ce era pe motorină cu asta. M-a de văzut, Cătălina, că și astea electrice pe partea economică, dacă e să vorbim și aici. Nu doar pe partea economică. Da, s-a spus, domnule, că vom face economie, da, nu mai reparăm autobuzul, piese și așa mai departe, corect. După aia combustibilul, motorina e scumpă, mergem pe electric, e mai ieftin. Dar lucrurile s-au schimbat între timp, de văzut. Încă e mai ieftin pe curent. Încă e mai ieftin, dar de văzut ce va fi mai încolo, cât va fi prețul la energie electrică. Pentru că s-a zis, domnule, facem așa economie, colo și colo și colo și o să meargă ăia gratuit, șoferii cu salarii mai mari. Lucrurile s-au schimbat, să vedem și cât vor ține acești acumulatori, să vedem cât costă la schimbare. Adică da, acum e bine așa, adică chiar e... Mie îmi place să merg cu autobuzul. Când am de mers așa, acum merg cu autobuzul. E chiar și plăcut. Spunea domnul director Gabriel Petruc, a fost dimineața la Adriana la prima oră, faptul că oamenii s-au obișnuit și să își încarce cartele și de pe telefoane, cei mai tineri, da, dar sunt oameni, și la aparate, ajută, mai sunt oameni care nu știu acolo și știu cazuri. Că mai sunt tineri și ajută să-și cumpere bilet, să-și cumpere cărți, să-și cumpere... Adică lumea e și săritoare, cei tineri îi ajută pe cei care nu sunt familiarizați. Și e de înțeles, pentru că dacă ar fi să plătească biletul păi 5 lei, în autobuz, e 5 lei. Și vezi, mai sunt și oameni în fața pământului. Păi da, sunt ținați. Și mai sunt și de performanță. Daniel Stanciuc este... prezent pentru a doua oară la echipa națională de senior a României. Bun, și acum pentru meciurile oficiale. Prima dată, că 7 martie este ziua lui, împlinește 19 ani. Mulți înainte. Da, faptul că l-a convocat din nou înseamnă că antrenorului Xavi Pascuali i-a plăcut ce a arătat în pregătirea din Spania, în cele 3 meciuri pe care le-a jucat cu Spania, Bahreinul și cu Argentina. Da. Cu o echipă din America Latină, cred. Au fost 3 meciuri de pregătire în Spania, înainte de campionatul care a avut loc la sfârșitul anului trecut și înseamnă că i-a plăcut de el și l-a chemat și pentru meciurile astea oficiale care sunt pentru preliminarele campionatului european. Indiferent dacă joacă sau nu joacă, eu cred că îl va juca câteva minute. Asta este o mare
mare performanță pentru Daniel Stanciu, pe persoană fizică și pentru club. Acum, dacă echipa merge prost, în campionat merge prost, măcar ăsta este meritul, că ai un produs care este de echipa națională. Bineînțeles și Vasile Buca, care l-a descoperit. Dar asta este și ideea, vorbeam cu rectorul Universității Ștefan cel Mare, că principala idee la echipa asta este să formeze tineri jucători. Și dacă te uiți la performanțele pe care le au echipele de junior, mai toate naționalele sunt populate cu jucători de aici, de la centru de excelență, și faptul că la 19 ani un băiat de la echipa mare este la națională, e de apreciat. Bun, acum spectatorii așteaptă și rezultate de la echipa mare. Ăsta e un rezultat foarte bun, dar așteaptă și pe echipă. Și pe echipă, nu doar pe persoană. Pe persoană fizică. Printre spectatori, te numeri și tu. Am fost, nu foarte des, nu ca la fotbal unde merg meci de meci, am fost de 2 ori. Și ultima dată când ai fost, te-ai enervat. Da, m-am enervat, da. De asta zic, aștepți mai mult. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți au încheiat la egalitate, scor 2-2, într-un meci amical disputat sâmbătă pe terenul sintetic al liceului cu program sportiv Suceava. Acesta a fost ultimul test pentru cele două echipe de Liga 3-a, înainte de reluarea meciurilor oficiale. Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți au încheiat la egalitate, scor 2-2 sâmbătă pe terenul sintetic de la liceul cu program sportiv Suceava, în ultimul meci de verificare disputat de cele două formații, înainte de reluarea campionatului Ligii a treia. Echipa antrenată de Dorin Goian a deschis scorul prin Martin și l-a închis prin Căinari. Gruparea rădăuțeană a punctat prin Plămadă și Coroamă, toate cele 4 goluri fiind marcate în repriza a doua. Foresta Suceava a început meciul în următoarea formulă: Niga David, Cană, Botezatu, Codău, Samson, Mihalciuc, Nechita, Hagiu, Martin, Muntan. Pe parcursul meciului au mai intrat Cuciuranu, Ilie, Grosu, Cica, Căinari, Filip și Macongo. De cealaltă parte, Bucovina Rădăuți a jucat din primul minut cu Butnariu, Cimbru, Baciu, Florescu, Coajă, Stroie, Coroamă, Sahlean, Leonte, Plămadă și Zvichi. În repriza secundă au intrat Gheorghiță, Derevlean, Irimescu, Popovici, Bălan, Șpac, Dumitra și Aftanache. În prima etapă a sezonului de primăvară din Liga a treia, programată la finalul acestei săptămâni, ambele formații vor juca pe teren propriu, Foresta Suceava cu Ceahlăul Piatra Neamț și Bucovina Rădăuți cu CSM Bacău. CSM Suceava a încheiat sezonul regulat al diviziei A1 de volei masculin cu o înfrângere în fața echipei Steaua București. Formația antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a cedat întâlnirea în minimum de seturi la 18, 17 și 16. CSM Suceava a încheiat sezonul regulat al diviziei A1 de volei masculin cu o înfrângere în fața liderului clasamentului Steaua București. Echipa antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a pierdut partida disputată în sala Dumitru Bernicu în minimum de seturi, 18-25, 17-25 și 16-25. Pentru gazde, Gontariu a reușit 9 puncte, Roman 6, Pop 5, Tofan 4, iar Hortopeanu și Andrușca câte 2. La CSM Suceava au mai jucat Bogianciu, Botariu și Curic. Un meci foarte greu cu o echipă foarte bună, Steaua București, o echipă de pe locul 1. Ne-am descurcat bine în setul 2 și 3 și în primul set a fost ok. Poate pe viitor o să reușim mai multe și vedem. Nu credeam niciodată că o să ajung în divizia A1 să joc. Mă așteptam doar să rămân acolo la echipa de vârstă și atât. În play-out ne dorim să jucăm cât de bine putem, să facem cât mai multe puncte și să ne arătăm cine suntem. Un nou joc de gală cu echipa care termina sezonul regulat pe primul loc. Nu pot să spun că a fost rău, băieții au încercat, însă valoarea, diferența de valoare este mult prea mare ca să putem spera la ceva mai mult. Urmează play-out. Da, ne-am împerecheat cu locul 9, Unirea Dej, o echipă de mare tradiție. Acum, ce putem zice, până la jocurile alea mai avem ceva pauză, deși, din câte am înțeles, și-ar dori să jucăm mai repede meciurile. Totuși noi nu cred că o să putem, pentru că încă nu avem finanțele care ne-au fost promise și noi o să ne antrenăm în continuare cu cum ne-am antrenat și până acum și o să încercăm să abordăm meciurile la victorie. Poate o să râdă unii, dar o să încercăm să le abordăm la victorie, chiar dacă e clar, plecăm cu șansa a doua.
În celelalte meciuri din cadrul etapei a 22-a s-au înregistrat următoarele rezultate. Rapid București, SCM Zalău 3-0, Unirea Dej, Arcada Galați 1-3, SCM Craiova, Știința București 3-0, Universitatea Cluj, CSM Constanța 0-3 și Știința Explorări Baia Mare, Dinamo București 3-2. Știrile intermedia se apropie de final. După informațiile despre starea vremii, jurnalul se încheie cu subiectele zilei. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte cerul va fi mai mult noros în toată regiunea, potrivit meteorologilor. La Vatra Dornei va ninge ușor, iar la Botoșani se vor înregistra ploi de scurtă durată. Temperaturile minime se vor încadra între minus 4 și 2 grade Celsius. Marți, cerul va fi variabil, mai mult noros în majoritatea zonelor regiunii. În prima parte a zilei, la Vatra Dornei va ninge. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 13 grade Celsius. Timp de 7 ore, caravana Smurd Fii Pregătit a poposit în municipiul Suceava pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor. Suceovenii care au vizitat centrul mobil de pe esplanada Casei de Cultură au avut ocazia de a afla cum pot acorda primul ajutor în situații de urgență și cum ar trebui să se comporte în astfel de situații. Conducerea Spitalului Județean Suceava a demarat o anchetă internă după ce un pacient transferat de la spitalul din Vatra Dornei a fost ținut mai bine de 7 ore în unitatea de primiri urgențe. Potrivit protocolului de funcționare, bolnavul trebuia dus pe secție în maximum 3 ore. Cazul a ajuns în atenția managerului Alexandru Calancea în urma unei reclamații depuse de rudele bolnavului. Deputatul USR Radu Ciornei declară război mafiei balastului, despre care afirmă că și-ar face simțită prezența și la Suceava. Parlamentarul susține că cei mai mulți dintre administratorii de balastiere obțin avizele de la mediu sub pretextul că își fac ferme piscicole. Între cele mai vizibile efecte negative ale extragerii ilegale de nisip și pietriș din albia râurilor se numără eroziunea malurilor și distrugerea ariilor naturale protejate. O soluție pentru prevenirea și combaterea exploatărilor ilegale de balast ar fi implementarea proiectului Radarul Balastierelor pe modelul Radarul Pădurilor. O casă din localitatea suceveană Mălini a fost cuprinsă de flăcări, iar incendiul s-a extins cu repeziciune la o anexă a gospodăriei. Proprietara a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile. Transportul public local câștigă tot mai mult teren în municipiul Suceava odată cu introducerea autobuzelor electrice. Statisticile primelor două luni din 2023 arată clar un aflux crescut al călătorilor. Aturile ar fi o foarte bună acoperire teritorială, autobuzele electrice noi și îngrijite, plus existența camerelor de supraveghere care dau un sentiment de siguranță în mijloacele de transport. Fotograful Răzvan Voiculescu și-a lansat la USV albumul Bucătăria Hoinară se gătește de plecare. Este partea finală a trilogiei de albume foto dedicată călătorilor care au curiozitatea de a descoperi, prin bucate aburinde, povești la gura sobei și personaje suspendate în timp, o altă dimensiune a României. Albumul vine la 12 ani de la debutul proiectului Bucătăria Hoinară. Prima duminică din postul mare, Duminica Ortodoxiei, a fost sărbată în mod deosebit la Mănăstirea Voroneț, la mormântul Stavroforei Irina Pântescu, întâia stareță a ctitoriei ștefaniene de la Voroneț, s-a oficiat parastasul la un an de când măicuța s-a mutat la ceruri. A fost nelipsită procesiunea din Duminica Ortodoxiei în jurul Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, condusă de către episcopul vicar al Arhiepiscopiei Suceavei și Rădăuților, preasfințitul Damaschin Dorneanul.
Tânărul handbalist sucevean Daniel Stanciuc este prezent pentru a doua oară la echipa națională de seniori a României. Jucătorul, care va împlini pe 7 martie vârsta de 19 ani, a fost convocat pentru dubla cu Insulele Feroe din preliminariile campionatului european. Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți au încheiat la egalitate, scor 2-2, într-un meci amical disputat sâmbătă pe terenul sintetic al liceului cu program sportiv Suceava. Acesta a fost ultimul test pentru cele două echipe de Liga 3 înainte de reluarea meciurilor oficiale. CSM Suceava a încheiat sezonul regulat al diviziei A1 de volei masculin cu o înfrângere în fața echipei Steaua București. Formația antrenată de Tudor Orășanu și Vasile Moșuc a cedat întâlnirea în minimum de seturi, la 18, 17 și 16.